Genesa, capitolul 4, de la versetul 1 până la 16. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis Am căpătat un om cu ajutorul Domnului." A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jerfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața. Nu e așa? Dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain, a zis uh, fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: Unde este fratele tău Abel? El a răspuns: Nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu. Și Dumnezeu a zis: Ce-ai făcut? Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum. Și dacă mă dacă vă omorât cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă salut și în numele Domnului, mulțumesc fratele Ștefan pentru invitație, mă bucur să fiu cu voi și mă bucur să văd că Creșteți! Slavă Domnului, m-am bucurat de închinare și de tot programul. Faceți o lucrare de calitate. Mă gândesc aici la studiile fratelui Costel. Am și emoții când stau cu dumneavoastră în fața. Domnul să vă binecuvinteze, mă bucur să, să fiu în seara aceasta cu voi. Pasajul acesta ne vorbește despre primii oameni, despre Adam, Eva, dar Cain și Abel, cei care s-au născut întâi. Și vreau să vă spun ce spun comentatorii legat de nașterea primului copil. Știți că Dumnezeu atunci când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu i-a zis uh, Evei și lui Adam uh, vrășmășie voi pune între semânța ta, vorbea cu satana, și semânța femeii. Ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și cu gândul acesta și alte câteva cuvinte, ei au plecat din grădina Edenului. Și spun comentatorii că atunci când s-a născut primul copil, Eva, probabil a crezut că iată sămânța promis care le va da izbăvirea și va scăpa și va zdrobi capul șarpelui. Și probabil că ea s-a uitat cu privirea nume la Cain, el a fost primul. Dar el de timpuriu a dat semne furios, vedeți, șelător și felul cum s-a comportat cu, cu fratele său. Probabil că Eva nu i-a trebuit mult să-și dea seama că nu, nu e sămânța femeie spun unii comentatori, mai mult semăna cu sămânța șarpelui. Asta era urmarea păcatului. Și apoi a venit și Abel și ne întrebăm oare cum erau primii copii. Imaginați-vă cum erau primii copii pe pământ. Era Adam, Eva și cei doi copii. Cu siguranță se vedea semnele păcatului ca și în copiii noștri. Aveți copii mici care aveți. Copiii mici iau jucăria și nu mai dau înapoi. Doamne, Asta este. Noi nu-i judecăm, și nici Dumnezeu nu-i judecă. Pentru că până la vârsta responsabilității, Dumnezeu nu ține seama de vremea de neștiință. Probabil că asta se vedeau și la ei. Copilul poate să te înșele. Dacă a luat o prăjitură și nu avea voie, s-ar putea să nu spună că a luat-o, știți? Și lucrul acesta probabil se vedea și în primii copii. Aveau și zile bune. Se jucau, probabil. Și se plimbau. Și din nou, comentatorii ne spun așa, nu-i greșit să credem că Adam și Eva le-a spus tot ce s-a întâmplat. Imaginați-vă că ei vedeau, de ce crește tată spin și de pe pământ? Vedeau că ceva nu e în regulă. Și probabil că întreba pe tatăl lui. Probabil că îi vedeau pe părinții uneori plângând. Era durere, era durere. Adam și Eva au fost în prezența lui Dumnezeu. ei fac diferența, voi știți că noi nu facem diferența? Noi ne naștem aici și totuși suferim. Ei, să fi fost tu dincolo să fi fost dincolo. Și uh, așa era Adam și Eva. Și probabil că le-a spus, probabil că ei aveau întrebări. Mai e un lucru important. Grădina Edenului atunci era vizibilă. După potop, nu mai e vizibilă. Oamenii de specialitate spun, domnule, e undeva în Irakul de astăzi. Da, acolo e ofratul. Dar înainte de potop, imaginați-vă că Abel și Cain au mers la grădină și au văzut și heruvime acolo, cu o sabie învățată. ce e acolo? Ce se întâmplă acolo? E, de, de acolo trebuia să le spună tot și probabil că vedem și din comportamentul lor că ei aveau noțiuni despre Dumnezeu, despre păcat. Aveau noțiuni despre jertfă, înlocuitor. Dom'le, de unde știau ei? Că mulți își pun astăzi întrebări și poate aveți discuții cu creștini, noi convertiți la Domnul. De unde aveau ei noțiuni de jertfă, de înlocuitor? Dumnezeu le-a zis lor, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și capul șarpelui va zdrobi călcâiul sămânței femei. Uh, ei aveau o noțiune aceasta de un înlocuitor. Cineva va birui pentru ei. Sămâța femei. Și aveau da, gânduri despre ce va face Dumnezeu în viitor. Și avea promisiunea izbăvirii. Asta era esențial pentru ei. Promisiunea izbăvirii. Va veni un eliberator. Mesia numeau evrei. Hristos, cum îl cunoaștem noi. Și iată -i pe Cain și Abel ajungând la maturitate. Unul era plugar, și altul era cioban. Cain și Abel aduc câte o jertfă lui Dumnezeu. Cain nu era ateu. Cain credea în Dumnezeu. Cain s-a apropiat de Dumnezeu, cel din tâi. Cel din tâi. Dorea prezența lui Dumnezeu. Și Cain a adus o jertfă, da? o jertfă de mâncare. Abel a adus din oile întâi născute. Domnul a privit cu plăcere la Abel și la jertfa lui dar la Cain și la jertfa lui n-a privit cu plăcere. De ce, domnule? Noi parcă nu avem multe elemente să facem comparația. De ce? Și nu i-a plăcut de Cain? De ce i-a plăcut de Abel? Ce s-a întâmplat? De ce sunt diferite? Și de aici, să știți, este de fapt două religii care sunt astăzi pe pământ. Să știți că așa, este și, așa cum este și în domeniul financiar. Există un singur euro adevărat și multe falsuri, la fel există și pe plan spiritual. Există o singură religie adevărată și restul sunt falsuri. Sau o religie falsă. Și o să vedem acum care sunt caracteristicile acestei religii false. Religia falsă este o religie a faptelor, care este oarecum simbolizată de Cain. Și religia adevărată este religia jertfei, simbolizată aici, în cazul nostru, de Abel. Și acum o să le luăm pe rând, în ordinea care au fost date. Religia lui Cain. Care este caracteristica acestei religii? Prin ce se definește? Și vreau să știți că este foarte răspândită astăzi pe pământ. Poate că uneori ne vom regăsi chiar noi în astfel de uh, situații, adică în elementele acestei religii. Este o schemă pur omenească. Religia aceasta este o schemă pur omenească. Biblia ne spune, prin hara să smătuiți, prin credință. Acum veți zice, da, stai că asta e în Noul Testament, nu e în Vechi Testament. Ei aveau cain, aveau următorul cuvânt, prin sămânța femeii vei fi mântuit. Avea și el o noțiune. Biblia ne spune, sângele lui Isus ne curățește de orice păcat. Cain ce avea? Ce știa el? Care era scriptura pe care îl avea? El știa că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, dar capul șarpelui va zdrobi călcâiul sămânței femei. Deci o zdrobire era acolo. Era o zdrobire. Și religia lui Cain pare să că ignoră aceste lucruri și filozofia lui era ceva de genul acesta, mântuirea se câștigă. El aducea ceva ce el a muncit. El era agricultor. El, să credeți că a săpat, a udat, a, 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 a îngrijit de tot ce era acolo și a făcut să... să la cele mai bune roade, tot ce a avut mai bun a adus lui Dumnezeu. Este un profesor de religii se numește Maynard Williams și el spunea așa că toate cărțile religioase, vedele brahmanilor, tripitaca budiștilor, cartea sfântă a lui Shiva și Coranul musulmanilor au un singur refren, mântuirea prin fapte. Toate religiile pământului, să știți, îți spun ce trebuie să faci ca să ajungi la Dumnezeu. Ei îl numesc diferit. Fiecare numește pe Dumnezeu diferit, starea Nirvana sau Allah sau... Dar ei îți spun ce trebuie să faci. Refrenul lor la comun este mântuirea prin fapte. Așa sunt religiile pe pământ. Acum, religia lui Cain mai este caracterizată de ceva. Este o jertfă pur omenească. El, Cain, se jertfea prin munca lui. Veți vedea astăzi oameni care se închină lui Dumnezeu și aduc o jertfă lui Dumnezeu de o jertfă pur omenească, adică munca lor, efortul lor, inteligența lor. Și tot ce are omul, nu-i de lepădat ce are omul. Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Are cel mai mult de oferit și de arătat. Dar este, dacă noi, din religia noastră, facem o jertfă pur omenească, adică munca noastră, intrăm în, în, terenul lui Cain. Jertfa lui era, să știți, mai costisitoare, probabil, mai frumoasă. Imaginați-vă cum e la noi de sărbătoarea roadelor. Avem aici dovleci, avem banane, avem mango, avem tot felul de fructe frumoase, lucioase și parfumate. Totul e mai frumos. Probabil că avea și flori, să știți. Probabil că avea și flori. Dar uh, nu era sânge. Și uh, el nu înțelegea de ce darul lui ofensa pe Dumnezeu. Dar noi astăzi înțelegem. Nu poți pune balsam peste păcat. Știți că nouă ne spune Isaia, nu, Dumnezeu vorbește. Nu pot să văd unită sărbătoarea cu nelegire. Cain și lumea în vremea lui, lumea de atunci, era ca a noastră. O lume integrată cu păcat. Da? Era păcat. Să pui balsam peste asta, nu mergi. Însă o jertfă de sânge, da, e mai nimerit pentru o, o, stare de, da, de greșeală, de păcat în fața lui Dumnezeu. Religia lui Cain era o satisfacție puromenească. Nu era mărturia Duhului ca la Abel. În epistola către evrei, ni se spune așa, în capitolul 11 cu 4, Abel spune, a primit mărturia că este neprihănit. Domnul ne spune în Noul Testament treaba aceasta. Abel avea mărturia de la Domnul că este neprihănit, că este acceptat de Dumnezeu. Avea ca noi mărturia Duhului că suntem copiii lui Dumnezeu în el. Însă Abel ce avea? Cain. El avea o mulțumire omenească, era satisfăcut. Doamne, Iată ce am adus. Dar era o satisfacție omenească, era o satisfacție, dacă vreți, de sine. Și nu a ținut mult. Până când Abel a adus o jertfă și a fost mai bună. Dintr-o dată i s-a pus o mărfață. Se vede că el uh, era satisfăcut prin ceea ce făcuse. Și aici apare diferența. Acum, dacă mergem la religia lui Abel, felul de închinare a lui Abel, care Biblia ne spune că Dumnezeu a privit cu plăcere la Abel și la jertfa lui. Ce este caracteristic lui? Să știți că Abel avea trei puncte principale în modul lui de închinare. Și primul punct principal era faptul că el se închina bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu. Acum ziceți, o cuvânt, ce Biblie? Nu avea Biblie el atunci. El se baza pe ceea ce Dumnezeu a spus, sămânța femeii va aduce izbăvire. Călcâil zdrobit, acolo apare sânge la jertfa lui, e o zdrobire, este, aduce, aduce cu ceea ce Dumnezeu a spus, vărsare de sânge. Abel, cel mai important lucru, a luat locul păcătosului înaintea lui Dumnezeu prin jertfa sa de sânge. Dacă vreți, aici apare Abel și Cain. Cum este pilda aceea a Domnului Isus? În templu se rugau doi oameni. Un, vame, un vameș și un fariseu. Și fariseu îi mulțumea lui Dumnezeu și cea Doamne, să mulțumesc că nu sunt nedrept, nu sunt prea curvar, nu sunt ca vameșul acest. O jertfă de mulțumiri. Și Păcătosul, da, vameșul, se bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Iisus dă verdictul și spune, adevărat vă spun, mai degrabă, vameșul acesta s-a întors acasă, socotit, o cotit neprihănit. Abel ia locul păcătosului înaintea lui Dumnezeu prin jertfa sa de sânge. De ce a fost plăcut lui Dumnezeu? Pentru motivul pentru care și Domnul a apreciat rugăciunea vameșului mai mult decât pe cea a fariseului. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, asta se are în vedere. Să jertfa, adică mântuirea prin, a, prin răscumpărător, da? pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Peste păcat merge foarte bine jertfa de sânge. Da? Era doar un indicator, exact cum erau și toate jertfele evrești. Biblia ne spune că toate jertfele evrești, la un loc, nu poate să ierte păcatul. Dar ce era? Era, deci, un indicator spre Hristos, dar acoperea până la o vreme, da? Era o satisfacție și oamenii împlineau voia lui Dumnezeu prin asta. Acum, ne mai spune tot vrei 11 cu 4, prin credință a adus o jertfă mai bună, Abel. Nu, e foarte interesant. Credință în ce? Sămânța femeii. El asta știa. Atât. Asta era tot cuvânt. Avem un eliberator. Știau și ei. Noi asta cu ce ne lăudăm? Ce înseamnă biserica pentru noi astăzi? Hristos! Orice creștin adevărat știe să spună, biserica e Hristos. Noi nu avem alt mesaj, nu avem altă țintă, nu uităm la altceva decât la Hristos. Abel, nu era foarte diferit de noi, el avea alt nume, sămânța femei. Atât știa el. Sămânța femei ne va izbăvi. Și știa și el de o zdrobire și știa și el de o înlocuire. O înlocuire în locul lui. Deci, ea va zdrobi capul șarpelui, sămânța femei. Și atunci ei așteptau, se gândeau, meditau și probabil că aveau discuții împreună cu familia despre lucrurile acestea spirituale pe care Dumnezeu avea să le facă. De asemenea, Abel, în mod deosebit, se baza pe lucrarea lui Hristos, sămânța femeii, cum știa el. El credea asta, că de asta spune și Scriptura, prin credință a adus o jertfă mai bună. Prin jertfa lui, el indică spre cruce, foarte relevant, foarte relevant. Adică, vedeți, Ioan Botezătorul când l-a prezentat pe Hristos a folosit imaginea lui Abel. Și iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Așa zis Ioan Botezătorul despre Domnul Isus când vorbea cu ucenicii săi. Abel a făcut un act profetic acolo, un act extraordinar. Era așa de, 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 centrat pe Dumnezeu și pe ce urma să facă Dumnezeu că a fost efectiv relevant pentru noi. El este păstorul cel bun dacă vreți. Adică este o imagine a ceea ce urma să fie Hristos. Și jertfa lui arăta așa de bine spre ceea ce urma să se întâmple în viitor. De asemenea, Abel în închinarea lui se baza pe un lucru extraordinar și anume mărturia Duhului. Iarăși, Evrei 11 cu 4 ne, ne, ne spune lucrul acesta. El a primit mărturia că este neprihănit. Frate și soră, dacă vrei să ai o închinare adevărată, bazează-te pe mărturia Duhului. Mărturisește Duhul Sfânt în tine că ești copilul lui Dumnezeu Asta îți va da garanție. nu -mi poate mie garanta nimeni, cult, păstor sau uh, un număr de oameni. Dacă eu în inima mea n-am primit încredințarea că sunt copilul lui Dumnezeu, că aparțin lui, eu n-am pace. Abel a primit această încredințare, probabil avea pace cu Dumnezeu în așteptarea lui Mesie. Și Dumnezeu spune că a, primit, a privit cu plăcere la Abel și la jertfa lui. Diferența între Cain și Abel nu este diferență de personalitate și consta în obiectul credinței lor. Cain credea în el și ce putea face el pentru Dumnezeu, Abel credea în Dumnezeu și ce putea face Dumnezeu pentru el. Diferență foarte mare. Obiectul credinței. Unul credea în sine, pot, pot să aduc roade, pot să mulțumesc pe Dumnezeu, pot să mă străduiesc, pot să scot ceva bun și plăcut. Da, și e adevărat în parte, dar nu ca să mulțumesc pe Dumnezeu. Pavel vorbește cu multă lumină mai târziu și zice Avram, chiar Avram, ce faci? Cu ce se laude înaintea oamenilor. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Dacă noi încercăm să aducem ceva înaintea lui Dumnezeu, nu merge. Nu merge. Asta a făcut Cain. Nu merge. Degeaba încerci. Nu putem, cred că n-aș avea ce să-i reproșez lui Abel, lui Cain. Nu. Cred că avea o jertfă, ne întrecea pe noi cu sărbătarea roadelor. Făcea ceva extraordinar. Dar, dacă tu vrei să te închini în felul ăsta și tu vrei să ajungi la Dumnezeu prin asta, nu se poate. Cain, Abel, în schimb, Abel se gândea la Dumnezeu și la ce a spus Dumnezeu că va face pentru mântuirea lui. Și el avea în suflet și știa că va veni un eliberator. Și o zdrobire. Și o zdrobire. Și acum, fraților Cain, se baza în religia lui pe câteva lucruri care uh, nu-i plăceau lui Dumnezeu deloc. Și asta este la iveală la un moment dat. Și anume se baza pe forță. Acum ne și dăm seama. Agricultor. Bă, trebuie să ai forță. Dacă aveți bunici agricultori, eu știu, bunicul meu s-a îmbolnăvit pentru că el a căzut și și-a frânt piciorul, o rană mare la picior, n-a mai putut să muncească. De atunci i s-a tras boala și moartea. El muncea tot timpul. S-a lovit la 70 ceva de ani. La 80 puțin a plecat, la domnul. Eu am vorbit cu el despre Dumnezeu și după ce am vorbit cu el despre Dumnezeu, deși era undeva în Brăila, într-un sat, Victoria, nu, nu există nici biserică baptist acolo, în satul acela. Dar eu când m-am dus al doilea an, mi-a zis, Lorine, să și o Biblie. Doamne, ce m-am bucurat. A citit Biblia. Acum eu mă rog pentru sufletul dânsului, nădăjdui ne, să creadă într-un Dumnezeu să fie cu Domnul. Acum vreau să vă spun ceva. N-am mai muncit și a luat în greutate și a și murit. A venit moartea mai repede. Ce vreau să vă zic este că orice om care muncește câmpul să se știe, se vede. Un om puternic, un om strașnic și să știți că munca te și întreține cumva, de, de... menține. El s-a bazat pe forță, dar forța aceasta a fost folosită rău la un moment dat. A ucis. El a ucis. S-a ridicat împotriva lui Abel și l-a ucis. De asemenea s-a bazat pe falsitate. Dumnezeu l-a întrebat, unde este fratele tău Abel? Și el a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Falsitate. Nu știa? Ba da, ce vreau să vă zic este că religia faptelor, acum am putea să spună, ne nu judecăm pe caie, dar am putea să ne uităm la el să zicem, iată lui, iată, -o. nu este, iată, nu este, știți? De asta e nevoie de jertfă, de asta este nevoie de pocăință. Și vă zic ceva, dacă n-am avea Harul lui Dumnezeu, fiecare este în stare de asta, fiecare. Și când eram mai mici, am spus-o în parte. Unde, unde ai pus? Dacă ne întreba cineva de jucărie, de ceva. Și noi cred că e la fel Precum Cain. da? Asta este pornirea omului. Și ce vreau să vă zic este că el nu era cum trebuia în fața lui Dumnezeu, și nu e greșit să spune că nici Abel nu era. Nici Abel. Dar Abel a avut acest har că el s-a uitat la Mesie, el s-a uitat la Sămânța Femei și a primit uh, trecere înaintea lui Dumnezeu prin asta. De asemenea, Cain se baza sau era în viața lui frică când Dumnezeu i-a zis ce se va întâmpla cu el, a zis, e prea mult, e prea mult. Oricine mă va vedea, mă va ucide. Frică, frică de oameni. Saul, împăratul lui Israel, el a greșit de foarte multe ori înaintea lui Dumnezeu, exact din acest motiv, frică de oameni. Și unde? În cele sfinte. Când a întârziat Samuel cu jertfa, el ce a zis? Am văzut că nu vii, am văzut că oastea se apropie, soldații mei sunt neliniștiți, m-am -am adus eu jertfă. Frică de oameni. Nu trebuie să avem asta. Greșim dacă facem asta. Trebuie să trecem peste frica de oameni în închinare, în slujirea lui Dumnezeu. Abel se pare că nu avea. I-a zis Cain, hai cu mine. Oare nu intuiți ce urma să se întâmple? Dacă nu e de astăzi, intuim. Credeți că, credeți că el nu intuia? Spun, spun comentatorii că uh, capacitatea lor era mai, mai mare ca a noastră. Ei trăiau 1000 de ani în vremea aia Și aveau altfel toate abilitățile. Spune că Eva s-a uitat la pom și a cunoscut că e bun de muncă. Domnule, cum a cunoscut domnul? Eu, dacă mă duc în pădure, nu știu care e fruct adevărat și care este otrăvită, nu știu. Ei avea o capacitate mai mare de înțelegere și de uh, discernere a lucrurilor. Cu siguranță, cred că Abel putea să vadă ce urma. Dar nu se temea. Nu se temea. Iisus, când a văzut pe Iuda, i-a zis: uh, sărtoare vin după Fiul Omului. Nu s-a dat Domnul înapoi. Nu s-a temut. Un om sfânt nu se teme de ceea ce urmează. Și el se bazează pe eliberatorul său. Abel, pe de altă parte, fraților, se baza pe alte lucruri și anume, se bazea pe credință. Credința în să femei, într-o jertfă viitoare, într-un înlocuitor. Prin credință a adus el o jertfă mai bună. Asta te face pe tine mai bun în fața lui Dumnezeu. Abel s-a bazat pe adevăr. El a primit mărturia lui Dumnezeu că este neprihănit. Fraților, știți care este adevărul? Mărturia pe care o aduce Duhul în voi. Dacă ai mărturia că ești copilul lui Dumnezeu, te bazezi pe adevăr. El este adevărul. Adevărat despre tine. Duhul adevărului mărturisește noi că suntem mai lui Dumnezeu. Numai asta îți dă pace. Putem, sunt oameni care argumentează. Sta de vorbă cu niște oameni care. Na, nu știu, să nu vă zic numele lor, că le știți. Este o anumită parte religioasă. Ei se bazează pe anumite raționamente. Și, și spuneau alții că, dacă e scos din raționamentele lor, ei se dezechilibrează, le-ai le stricat rostul, ei, ei aveau sens, aveau logică cât timp erau în, în cadrul lor. Ei nu se, bazează, nu se bazează pe mărturia Duhului intern. Dacă cineva are mărturia Duhului, dacă este al lui Dumnezeu, este născut din nou, fratele, vulbra ne spune că atunci când era în închisoare, lor le-ar droguri, știți, mâncare, ca să-i distrugă și mental și în toate punctele de vedere și spune că la un moment dat a uitat tatăl nostru, poate știți, din cărțile de însului? Și zice, Tatăl nostru care ești în ceruri și n am mai știut să mai zic mai departe. Dar știa un singur lucru. Știa că îl iubește pe Dumnezeu și știa că este al lui Dumnezeu. Avea în el, vedeți, te bazezi pe adevăr, te bazezi pe mărturia Duhului, ești curat, ești în Dumnezeu. Și fraților, asta trebuie să fie și caracteristica vieții noastre. Poate nu știi toate lucrurile despre Dumnezeu. Poate nu știi să faci tot felul de lucruri în lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă ai în tine mărturia că ești al lui Dumnezeu, că ești născut din nou, Uh, tu umbli în adevăr. Asta e calea cea bună. Însă să nu avem în noi îndoiel și să mergem înainte. Scriptura ne spune că tot ce nu vine de necredințare este păcat. Și de aceea, fraților, să, uh, să luăm și noi de la Abel lucrul acesta să fim călăuziți de adevăr. Observați, Abel era falsitate în viața lui. Uh, și din nou, sau ultimul lucru despre Abel, el era călăuzit de bunătate. Așa cum vă spuneam mai departe, mai devreme. S-a dus după Cain bunătate, bunătate de săvârșită. El, spun unii comentatori, probabil că îi zicea lui, ce vorbeau ei doi când mergeau pe câmp? Abel i-ar fi zis, dacă vrei să dau un miel de la mine, hai să aduci tu jertfă Dumnezeu. Probabil că ei vorbeau frați între ei. Cain l-a ucis. Dar Abel, vedem la el, nu s-a opus, nu s-a ferit, n-a fugit. Nu. Fraților, un om al lui Dumnezeu merge prin bunătate, până la sacrificiu. Iisus a iubit pe ei săi și e iubit până la moarte. Și, fraților, dacă ești normal lui Dumnezeu și tu te bazezi pe asta, pe credință, pe adevăr, pe bunătate, astea sunt virtuțile noastre de bază, să știți. Ne bazăm pe Isus Hristos. Avem cuvântul care ne certifică lucrarea lui Dumnezeu despre ceea ce va face Dumnezeu prin Hristos, ce a făcut și ce va face. Și, fraților, trebuie să avem în noi mărturia Duhului, că suntem ai lui Dumnezeu, că am făcut ceea ce trebuie. Urmărește pace. David, prin Duhul Sfânt, spunea, căutați pacea, urmăriți pacea. Adică trebuie să urmăriți lucrul acesta, să ai pace cu Dumnezeu și să, să mergi prin bunătate. Un împărat și întărește scaunul de domnie prin bunătate, spune Solomon. Fraților, noi ne vom întări lucrarea lui Dumnezeu aici, prin bunătate. Da? Să arăți dragoste. Prin asta vor cunoaște că sunteți ucenici mei, spunea Domnul Să dacă veți avea bunătate, dragoste unii față de alții. Domnul să ne să facem lucrurile acestea, fraților. Amin. Amin.